La ei 18 ani, are spiritul civic dezvoltat și susține cu încredere că votul ei poate schimba în bine lucrurile în Bălți. Vorbim despre Valeria Ciolac, care la alegerile locale generale de azi a mers pentru prima dată la vot. Eu m-am trezit foarte încântată și foarte entuziasmată pentru că am știut că azi eu îmi voi face vocea și preferințele politice auzite. Și părinților mei și le-am spus: mama, tata, astăzi este ziua de vot și noi trebuie să ieșim la vot, pentru că doar așa putem schimba ceva aici la Bălți. Tradițional, cei care votează pentru prima dată sunt însoțiți de aplauze. De asta a avut parte și Valeria. Orice vot contează și orice vot poate face diferența. Spre exemplu, cu un singur vot diferența, Franța a trecut de la monarhie la republică. Cu un singur vot diferența, în 1923, Adolf Hitler preia conducerea partidului nazist și astfel schimbă cursul întregii istorii. Valeria este nemulțumită de faptul că mulți din semenii săi nu sunt interesați de situația politică din țară. Ea crede că alegerea lor de a sta pe canapea tot este o metodă de a vota. Este foarte important ca tinerii să meargă la vot, pentru că a nu vota înseamnă tot a vota. Înseamnă predarea puterii în mod conștient și deliberat către cei pe care îi disprețuiești și pe care încerci să-i respingi, dar de fapt tot ei profită de absența noastră. Tânăra și-a dat votul unui candidat la funcția de edil care, în opinia sa, va transforma Bălțul într-un oraș prosper. În urma acestor alegeri locale, în fruntea administrației publice locale din Bălți, să vină o echipă de oameni faini, o echipă de oameni care să fie ghidați de principii ca meritocrația, integritatea, profesionalismul și proactivitatea și care să aducă schimbări tangibile aici, la Bălți. La Bălți sunt așteptați la urnele de vot aproape 103.000 de alegători.